Înfrângerile suferite de la începutul anului, dar mai ales problemele medicale cu care s-a confruntat, îi pune acum în pericol Simonei Halep poziția din clasamentul WTA. Aflată în prezent pe locul 3 al clasamentului mondial, constanțeanca debutează miercuri în turneul de la Roma, acolo unde are de apărat 1000 de puncte în ierarhie după succesul din 2020. Principala urmăritoare, pe de altă parte, Arina Zabalenka din Belarus, are un parcurs de excepție în acest an cu victorii la Madrid și Abu Dhabi, fapt pentru care s-a apropiat la doar 300 de puncte de Halep. Mai mult decât atât, ea nu are de apărat niciun punct la turneul italian după ce anul trecut a fost nevoită să renunțe chiar înainte de startul competiției de la Roma. Cursa de apărare a titlului din capitala Italiei începe miercuri pentru Simona Halep din turul secund, care o va avea ca adversară pe câștigătoarea confruntării dintre Angelique Kerber din Germania și franțuzoaica Alize Cornet. Pe zgura italiană, Simona Halep a obținut un titlu de campioană anul trecut, însă are și două finale pierdute la edițiile din 2017 și 2018. Turneul de la Roma reprezintă ultima repetiție oficială pentru Simona Halep înaintea Roland Garros, competiție care va debuta pe 30 mai, cu o săptămână mai târziu decât a fost programarea inițială.